Banii sunt motivul pentru care rabla local a ținut-o dintr-o amânare în alta, iar acum cei interesați mai au de așteptat până în primele luni ale lui 2023, dacă vor să caseze o rablă și să primească în schimb 3.000 de lei. Autoritățile locale n-au vrut să riște un blocaj financiar și au cerut fonduri în avans. Au cerut în mod expres că dacă vrem să derulăm programul cu ei, să creăm o bază legală pentru o prefinanțare. Această prefinanțare înseamnă indisponibilizarea banilor pe ce pleacă că banii de la FM și ajung în contul primăriei, primăria pune cota parte a primăriei de 20% și în felul acesta programul poate fi derulat. Programul Rabla Local ar fi trebuit să demareze la sfârșitul lunii septembrie a acestui an. Ulterior a fost amânat pentru jumătatea lunii octombrie, iar apoi pentru jumătatea lunii noiembrie. Inițial, autoritățile locale au fost nemulțumite de procentul cu care să contribuie, 50%, adică 1500 de lei pentru fiecare rablă. În urma discuțiilor, acestea vor finanța doar 20% și restul va fi finanțat de AFM. Spre exemplu, pentru o mașină mai veche de 15 ani, orice primărie care va participa la program va plăti 600 de lei, iar restul de 2400 de lei va fi acoperit de Fondul pentru Mediu. În continuare, programul stârnește nemulțumiri. Asta presupune ca noi să facem niște plăți în avans, în condițiile în care oricum suntem foarte condiționați de toate proiectele pe care trebuie să le finalizăm. Dacă Ministerul Mediului a hotărât că trebuie să dea aceste prime de casare de 30 de milioane, foarte bine, dar să le suporte integral de la bugetul de stat. Programul Rabla Local are un buget de 50 de milioane de lei, bani care ar ajunge acum pentru 18.500 de rable trimise la casat. Nouă tare ne este teamă că vorbim de o lipsă de buget de fapt. Încă o dată o inițiativă bună, necesară. Sperăm ca 2023 să recupereze și să putem accelera astfel de proiecte. România are obligații serioase în fața partenerilor europeni în ceea ce privește reducerea numărului de rable de pe străzi. Prin Programul Național de Redresare și Reziliență, țara noastră s-a angajat ca până în 2026 să caseze 250.000 de mașini mai vechi de 15 ani. Datele Direcției de Înmatriculări arată că peste 2 milioane de mașini din România sunt mai vechi de 20 de ani.